Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Nu a trecut mult și iarna își scutură din nou cojoacele, își cerne mătasea din ghemul său magic asupra Sucevei. Peisajul este mirific de basm. Copiii sunt cei mai fericiți când pe obrajii lor roșii se topesc fulgii de nea. În schimb, șoferii și pietonii își stăpânesc cu greu nervozitatea provocată de condițiile meteorologice. Ninsoarea căzută pune la grea încercare răbdarea conducătorilor autosuceveni care se deplasează cu puțin kilometri pe oră prin municipiu și în tot județul. Astfel, un drum pe care se deplasau în câteva minute îl parcurg acum, în aceste condiții de iarnă, în mai mult de jumătate de oră. Suceava a îmbrăcat straie albe încă de la primele ore ale dimineții. Traficul se desfășoară în condiții de iarnă. Ninsoarea căzută pe carosabil îngreunează circulația, iar temperaturile scăzute pot duce la producerea de polei. Partea bună este că șoferii au scăpat momentan de gropile din asfalt pentru că acestea sunt acoperite de zăpadă. Cum se descurcă ei, cât de greu circulă și cât fac dintr-o parte în alta a municipiului, aflăm în cele ce urmează. În condiții de iarnă, domnișoară, dacă ai cauciucuri bune și ești atent, văd că ăștia, autoritățile locale, se ocupă cât de cât pentru arterele mai principale, să mai secundare, mai greu. Dar e greu, vă ia mult să ajungeți dintr-un capăt în altul? Cum să ajunge repede acum dintr-un capăt în altul, dacă condițiile sunt cum, domnișoare? Deci ajungem, mai greu, dar ajungem. Gropile, cum e? Acum sunt acoperite de zăpadă. Să vedem cât o să fie mai uscat. Binișor, da, totuși e greu, că nu-i prea mare circulație, că E totuși dată, e curățat pe unele străzi, dar pe astea mai mici nu. Cam cât vă ia să mergeți dintr-o parte în alta? Mai mult, depinde de distanță. O distanță pe care o făceați în 10 minute, acum cam cum e? O faci într-o jumătate de oră. Cu gropile? Gropii nu se văd acum. Cum vă descurcați acum pe vremea asta cu condusul? Cam greu. Foarte greu. Complicat tare. Traficul, drumul. E aglomerat traficul, mașinile merg bară la bară, e greu. Durează până ajungeți dintr-o parte în alta? Da, din Burdujeni, 25 minute am făcut. Din Burdujeni până aici. Durează, mă. Carosabilul cum e? Carosabilul a început să... Da, a început, cred că să dea cu sare, cu ce dau ăștia și a început să fie mai bine.